Bună seara și bine v-am găsit la un nou jurnal economic. Vă spuneam săptămâna trecută că toată creșterea economică a României a fost bazată în mare parte pe consum. Cu aproape 20% a crescut consumul în România. Vă spun acum și pe ce s-au dus banii românilor, că nu doar mâncare au cumpărat oamenii. Veniturile mai mari le-au permis acestora să-și cumpere telefonul pe care îl visau sau să-și schimbe electrocasnicele. 34% este creșterea vânzărilor de televizoare cu ecran plat în al doilea trimestru din acest an față de perioada similară a anului trecut. Aproape 30% este și plusul de vânzări de telefoane inteligente, iar cei care și-au înnoit în ultimele luni frigiderul sau electrocasnicele mici de bucătărie sunt și ei tot mai mulți. Astfel, încasările comercianților de produse de folosință nelugată au ajuns la 530 de milioane de euro. Vânzările de electronice și electrocasnice au crescut cu peste 15% din aprilie până în iunie, față de aceeași perioadă a anului trecut. În ultimele 3 luni din acest an, românii au cumpărat televizoare cu ecran plat în valoare de 76 de milioane de euro. Creșterea este de 34% față de trimestrul 2 al anului trecut. Creșterea pentru televizoare este influențată din perspectiva unor evenimente sportive majore. E o creștere care e oarecum ciclică. În același timp, e trendul de a folosi smart TV-uri și adoptarea tehnologiilor smart. După electronice, cea mai mare creștere a vânzărilor, de peste 30%, au avut-o electrocasnicele mari, precum frigiderele și mașinile de spălat. Cu 20% au urcat și vânzările de aspiratoare, cuptoare cu microunde și blendere. Românii și-au schimbat și telefoanele. S-au cumpărat cu 20% mai multe. Telefoanele inteligente au înlocuit însă aparatele foto și sistemele de navigație, care au înregistrat scăderi. În total, românii au cheltuit 1 miliard de euro în prima jumătate a anului pe produse de folosință îndelungată. Plata cash în continuare este majoritar preferată de către clienții noștri, aproximativ 70% fiind plată cash, 30% fiind plată prin instrumente financiare de creditare. Au fost mai mulți factori care au influențat creșterea frumoasă a pieței pe care am avut-o. În primul rând, reducerea TVA-ului, apoi creșterea de salarii în anumite sectoare ale industriei. De altfel, consumul în creștere a fost și principalul motor al avansului economiei. Țara noastră a înregistrat o creștere a produsului intern brut de 6% în al doilea trimestru, mult peste alte țări europene. Am văzut fascinația românilor pentru tehnologie, pentru a avea cele mai noi gadgeturi și electronice inteligente și, desigur, vânzările spectaculoase ce reflectă apetitul pentru acest gen de cumpărături. Telefonul mobil nu doar că este printre accesoriile tehnologice nelipsite ale românilor, el este folosit și ca ajutor la cumpărături. Prin intermediul unei aplicații instalate chiar pe smartphone, îți poți scana singur produsele puse în coș în magazin, iar la casă doar le plătești, adică numai pierzi timp la coadă să-ți scaneze vânzătorii aceste produse. În Germania, aplicația este utilizată de aproape o treime dintre clienți. Hipermarketurile fac primul pas către plata electronică a cumpărăturilor, metodă implementată de câțiva ani în alte state europene. Utilizatorii trebuie să folosească doar internetul wireless din magazin pentru a se conecta la sistemul electronic care gestionează prețurile alimentelor de la raft. După ce v-ați conectat la rețeaua magazinului, deschideți aplicația Scan & Pay. Pur și simplu apăsați pe funcția de scanare a codului de bare, luați produsul, scanați codul de bare și automat îmi spune pe lista mea de cumpărături câte produse am și care este valoarea. În cazul fructelor și legumelor, produsele se cântăresc la raion, iar apoi eticheta cu codul de bare este scanată. La finalul cumpărăturilor, clienții se pot duce la casă cu un cod generat pe telefon. Casiera scanează codul și clientul plătește suma care apare pe ecranul telefonului. Reprezentanții magazinului vor verifica totuși aleatoriu dacă oamenii și-au scanat toate produsele din coșul de cumpărături. Poate un client cumpără de mai multe ori mai puține produse. Alt client poate cumpăra de mai puține ori mai multe produse. În funcție de acest algoritm și de coeficientul de încredere, e posibil să-i ceară o rescanare. Coeficientul de încredere al clientului crește în funcție de câte produse a scanat corect. Dacă a uitat de unele dintre ele, atunci la următoarea vizită va fi controlat atent de reprezentanții magazinului, pentru că aplicația are un istoric al cumpărăturilor. În timpul sărbătorilor și sărbătoare legală, de obicei stai destul de mult la coadă. Manevrează mult mai ușor telefoanele astea moderne pe care le dețin persoanele mai în vârstă mai puțin. Și pentru ei care sunt mai grăbiți, e foarte util.
Timpul mediu petrecut acasă, dacă scanezi produsele aici, este de 1 minut și 30 de secunde. Dacă însă vei scana fiecare aliment în parte cu ajutorul unei aplicații instalate pe telefonul mobil, atunci întreg procesul va dura doar 30 de secunde. Alte două hipermarketuri permit achitarea cumpărăturilor cu ajutorul unui telefon inteligent. În acest caz, produsele sunt scanate tot la casă, însă plata se face printr-o aplicație instalată pe telefonul mobil. Datele unui procesator de plăți arată că anul trecut volumul plăților realizate prin această metodă s-a dublat față de 2014. Compania de drumuri nu renunță la termenul pentru redeschiderea autostrăzii demolate, deși în prezent lucrează doar 12 angajați la repararea șoselei. Tronsonul Cunța-Săliște ar urma să fie redeschis pe 30 septembrie, la un an de când a crăpat din cauza infiltrațiilor de apă. CNADNR vrea să facă un sistem amplu de drenare și abia peste acesta să refacă șoseaua. Ca să termine la timp însă, angajații ar trebui să lucreze în schimburi, inclusiv sâmbăta și duminica. La repararea celor 22 de kilometri dintre Cunța și Săliște, partea autostrăzii Orăștie-Sibiu se va lucra în schimburi. Treaba angajaților CNADNR este să reconstruiască cei 225 de metri care au fost demolați în septembrie anul trecut, după ce a fost descoperită apă la 8 metri sub asfalt. Sunt în jur de 12 oameni care fac trasare, deja s-a început excavarea în zonă. O să fie în două schimburi. Ne-am propus să lucrăm sâmbătă-duminică. Compania de drumuri a aprobat săptămâna trecută proiectul pentru reconstruirea părții demolate. Potrivit acestuia, în zonă va fi construit un sistem amplu de drenare apei și abia peste acesta se va reface autostrada. Sistemul de drenaj se va întinde pe mai mult de 800 de metri, pe două niveluri. În aceste imagini filmate de amatori, la începutul lunii se vede clar cât de mari vor fi șanțurile de sub autostradă. Rolul lor este de a evacua apele subterane din zonă. Într-un document intern al CNADNR obținut de Digi24 scrie că pentru realizarea sistemului de drenaj ar fi nevoie de cumpărarea de teren suplimentar în zonă, lucru de care șeful de la drumuri nici nu vrea să audă. Extensie a unui dren, să spunem că trece din culoarul expropriat, dar sunt lucrări subterane la o adâncime de peste 4 metri. Deci nu influențează în niciun fel destinația terenului respectiv. De asemenea, în același document scrie negru pe alb că lucrările de reparații vizează doar bucata demolată. Șeful companiei asigură că vor fi rezolvate și alte probleme și că alunecările de teren sau degradările de la viaductul de la Aciliu nu pun în pericol siguranța traficului. Imediat după ce tronsonul a fost închis în toamna anului trecut, pe ruta alternativă folosită de șoferi, au avut loc numeroase accidente. Drumul național paralel cu acest segment de autostradă nu este nici pe departe la standarde europene. Sunt foarte multe pante, sunt foarte multe curbe, sunt zone foarte periculoase. În cea mai mare parte nu există niciun fel de parapet lateral. Bucata de 22 de kilometri dintre Cunța și Săliște a costat peste 600 de milioane de lei fără TVA. Tarom face primul pas pentru înlocuirea celor două aeronave Airbus A310, a lansat două licitații pentru închirierea a două noi aeronave. Într-o primă etapă, cu tot cu echipaj, pentru o perioadă de până la 6 luni, pentru ca ulterior contractele de închiriere să fie pe 4 până la 6 ani. Compania aeriană are criterii clar stabilite, aeronavele nu trebuie să fie mai vechi de 5 ani, trebuie să aibă o autonomie de zbor de peste 4600 de kilometri și o capacitate de 160 până la 190 de locuri. De asemenea, scaunele trebuie să fie din piele sau un material similar, împărțite pe două clase, economy și business. În plus, avioanele trebuie să aibă bucătărie și cel puțin 3 toalete. Modelele 737-800 de la Boeing și A320 de la Airbus respectă toate aceste caracteristici, dar Rom așteaptă oferte până la finalul acestei luni. O parte din banii necesari pentru închirierea noilor avioane ar putea veni din vânzarea celor vechi, pe care șefii Tarom speră să obțină 10 milioane de dolari. Reprezentanții companiei de stat au transmis pentru Digi24 că înlocuirea celor două aeronave Airbus A310 este necesară. Continuarea operării lor ar presupune un efort financiar de 58 de milioane de dolari în următorii 5 ani. În plus, Tarom nu are curse lungi pentru care au fost proiectate aceste aeronave, așa că zboară în pierdere. Cele două Airbus-uri A310 au 22 de ani vechime, consumă mult și se strică des. Denumite Transilvania și Moldova, acestea au intrat în flota Tarom la finalul lui decembrie 1992. Au acumulat între timp aproape 100.000 de ore de zbor.
Cele două avioane nu se vor mai ridica de la sol începând cu 12 septembrie, respectiv 31 octombrie. După scoaterea din uz a celor două A310, Tarom va avea o flotă compusă din 9 modele ATR, 8 Boeing și 4 Airbus A318. După o gaură în buget de 27 de milioane de lei anul trecut, oficialii speră ca pierderile să coboare anul acesta sub 7 milioane de lei. Tarom a transportat anul trecut 2,4 milioane de pasageri și estimează să vândă anul acesta cu 6% mai multe bilete. Să vedem acum și evoluțiile de pe piața valutară. Leul a crescut ușor astăzi în fața euro. BNR a stabilit un curs de referință de 4,45 lei de bani pentru un euro. Un euro puțin mai slab față de finalul săptămânii trecute. Și dolarul a fost astăzi în scădere. Moneda noastră a recuperat aproape 5 bani raportat la dolarul american, ce a ajuns astăzi la 3,95 lei de bani. Cine are credit în franci elvețieni nu a avut astăzi vești tocmai bune. Moneda elvețiană se apropie din nou de 4 lei și 11 bani. Și tot legat de împrumuturi, scad restanțele la credite înregistrate de firmele în insolvență și faliment. Mai multe detalii despre acest subiect, dar și alte informații aflați în știrile economice pe scurt. Firmele aflate în insolvență și cele în faliment aveau la sfârșitul lunii iunie restanțe de 10,6 miliarde de lei în contul creditelor luate de la bănci. Valoarea restanțelor este însă cu aproape o treime mai mică decât în aceeași perioadă anului trecut. În cifre, întârzierile la plata ratelor s-au redus cu circa 4 miliarde de lei într-un an. Profit în creștere pentru Electrica, furnizorul de energie a avut un câștig net de 336 de milioane de lei în prima jumătate a anului, cu 21% mai mare decât în aceeași perioadă anului trecut. Rezultatul vine ca urmare a creșterii veniturilor operaționale, după ce cantitatea de energie furnizată a crescut. Ca să ajungi departe profesional, se spune că trebuie să începi de jos. Cam așa putem descrie și parcursul unor aleși ajunși acum în Parlament. Au fost instalatori, șefi de fermă, barman, întâmplari, vopsitori sau zilieri prin alte țări. Viața le-a deschis însă multe uși, iar acum se ocupă cu elaborarea legilor care ne privesc pe noi toți. Mihai Aurelian este deputat de diaspora. Își aduce aminte cu nostalgie de începuturile sale în Spania. Cred că ceea ce face orice alt român care pleacă acolo muncind evident și în tâmplărie, și în construcții, și în contabilitate. Am făcut tot felul de joburi, vopsitor. Gabriela Angel a fost profesoară de engleză și franceză, după care a plecat să muncească pe un vas de croazieră. A lucrat pentru o firmă din Miami aproape 4 ani, unde a fost pe rând barman, consilier de vânzări, produse de lux și ofițer resurse umane. Nu am plecat că nu aveam un venit stabil, ci am plecat mai mult pentru că mi-am dorit să-mi fac propriul business și mi-am dat seama că în România nu am de la cine învăța business. Admite că i-a fost greu când a intrat în politică. La momentul la care am ajuns în Parlament, mi-am dat seama că nu sunt suficient de pregătită pentru o activitate parlamentară, dar imediat m-am dus și m-am pregătit. Am fost la diverse cursuri. Și Victor Ponta a muncit în Franța chiar dacă nu terminase încă liceul. A muncit la o benzinărie, la un supermarket și într-un fast food. Înainte însă a câștigat bani într-un mod inedit. Știu că în primele zile a dormit în gară și că se descurca cu ajutorul unor alți români, că nu era el singur, erau destui pe acolo, cu recuperarea celor cărucioare de bagaje care mulți când ajungeau mai târziu la tren nu mai se duceau înapoi să-și ia moneda și ei le duceau și își luau monedele. După terminarea liceului, deputatul PSD Octavian Petric a fost instalator, apoi s-a ocupat cu aprovizionarea, a devenit patron după Revoluție, iar la două decenii după liceu a făcut și studiile universitare. Am făcut și Colegiul Național de Apărare, am făcut și Institutul Diplomatic Român, un master în administrarea justiției antidrog. Dacă trebuia să scriu ceva la Dumnezeu să-mi ofere, poate nu știam să scriu câte mi-a dat. Valeriu Zgonea a recunoscut că în tinerețe a fost lăcătuș mecanic, Aurelia Cristea a fost vânzătoare, iar Ioan Melinte de la PSD șef de fermă. Primăria Tecuci poate rivaliza cu birourile marilor oameni de afaceri, nu în termen de eficiență, ci de lux impunător. Noua conducere a primăriei Tecuci îl acuză pe fostul edil că a făcut cheltuieli inutile pentru mobilier scump, cu care urmau să fie dotate biroul primarului, al viceprimarului, al secretarei și o sală de protocol. De pildă, doar biroul care urma să stea primarul ar fi costat 46.000 de lei. Curtea de conturi a
cerut actualului primar să recupereze prejudiciul, astfel că toate obiectele vor fi scoase la licitație. Aparențele înșală la Tecuci. Dacă la exterior clădirea primăriei pare să se prăbușească, în interior domnește luxul. Vitralii, uși din lemn masiv, birouri impunătoare și candelabre. Toate au fost cumpărate din bani publici, dar nu au fost folosite niciodată. Edilul care le-a cumpărat a pierdut alegerile. O ușă din nuc, capitonată, o culoare albastră, un sânge albastru. De altfel, fostul primar plănuia să-și amenajeze biroul într-o clădire monument istoric. Dacă grupurile sanitare din actualul sediu al primăriei sunt distruse, în cealaltă clădire băile sunt în stil roman. Aici urma să fie baia primarului. Nu știu acum cum era așezat, dar trebuia să aibă față Veneția. Actualul primar spune că un dulap de bibliotecă a costat 11.000 de lei, biroul secretarei 13.650 de lei, iar jaluzelele 55.000 de lei. De departe, cele mai scumpe obiecte urmau să fie în biroul fostului primar. Cea mai scumpă piesă de mobilier este acest birou alb din lemn masiv. A fost comandat special pentru primarul Tecuciului și are gravată pe partea din față stema orașului. Din facturi reiese că ar costa undeva la 46.000 de roni, fotoliu undeva la 6.800 de roni. Cheltuielile nejustificate au fost descoperite în urma unui audit al Curții de Conturi. Mobilier foarte scump, estimativ este undeva la 300.000 de roni. Fostul edil spune că nu a greșit cu nimic. Toate achizițiile care au fost făcute în perioada 2013-2016 au fost făcute în condițiile legii. Eu personal răspund în fața legii pentru absolut că acolo. Asta nu înseamnă că te ridică pe tine, se ridică valoarea ta ca primar în funcție de birou pe care scrii. Funcția de primar nu este o funcție de birou. Funcția de primar este o funcție de teren. Toate obiectele vor fi evaluate de un expert și vor fi scoase la licitație. Și cum e important să ai și școală dacă vrei să ajungi departe profesional, să ai o funcție care să-ți aducă un câștig bun sau să clădești chiar o afacere, atunci ne îndreptăm atenția și către partea de educație. Tinerii fără bacalaureat au încă o șansă să treacă de acest examen. Astăzi a început sesiunea de toamnă cu proba orală la limba română. 42.000 de persoane, de candidați, susțin acum examenul pe care nu l-au promovat în vară sau în anii trecuți. Lumea astăzi nu mai se uită după talente și se uită doar după o foaie, în principiu. Și dacă nu o ai mulți, nu interesează, nu. Eduard a terminat liceul în 2001 în București, dar nu a mai avut răbdare să dea bacalaureatul. A plecat direct în Anglia la muncă. Acum vrea să studieze managementul pentru un post mai bun la restaurantul la care lucrează, dar fără bacalaureat nu își poate îndeplini visul. Dacă vrem, putem să învățăm. Dacă într-adevăr dorești, nimic nu e imposibil, să fiu sincer. Totuși, am 30 de ani și nu mi-a fost chiar ușor să reamintesc de acum 12 ani de zile cum se lucrează. Ar trebui toată lumea să învețe și să-și urmeze visul. 42.000 de tineri s-au înscris la sesiunea de toamnă a bacalaureatului. Cei mai mulți, 28.000, sunt cei care nu au promovat sau nici măcar nu s-au înscris la sesiunea din vară. În vară nu m-am înscris pentru că știam că nu stăpânesc toate cunoștințele și am hotărât să mă înscriu în a doua sesiune. M-am pregătit acasă, am scos programa cerută și mi-am făcut un biblioraft, am citit tot. Nu am vrut să risc, am vrut pur și simplu să învăț mai mult, să trag de timp și ca să pot să iau din prima. Bacalaureatul de toamnă a început cu proba orală la limba română, cea mai ușoară, cred tinerii. Ce ți-a picat? Textul argumentat e ușor, nu a fost destul de greu. Când a început pregătirea ta? Pentru probele orale, de 2 săptămâni. Iar eu, pentru cele scrise, iau meditații. Probele scrise încep luni pe 22 august. Candidații vor afla primele rezultate pe 29 august, iar cele finale după soluționarea contestațiilor pe 1 septembrie. Weekendul prelungit a adus vânzări record de bilete la Castelul Corvinilor din Hunedoara. Peste 13.000 de persoane din toată țara, dar și din străinătate au ales să petreacă ore bune în vechea cetate a voievodului Iancu de Hunedoara. Forfota de la castel a adus încasări de aproape 310.000 de lei obiectivului turistic. Administrația locală promite că banii obținuți vor fi redirecționați către castel pentru amenajări suplimentare și investiții.
Dintre cele 4 zile în care castelul a fost o atracție pentru cei mai mulți turiști, duminica a fost ziua cea mai aglomerată. Acest weekend a însemnat atingerea unui record pentru o zi de vizitare la Castelul Corvinilor. Duminică, 14 august, s-au înregistrat 4.600 vizitatori. Întregul weekend prelungit, mini-vacanța prelungită de sărbătoarea Adormirea Maicii Domnului, a însemnat pentru Castelul Corvinilor un număr de 13.300 de vizitatori și încasări totale de 310.000 lei. Ridicat în secolul al XV-lea de Iancu de Hunedoara, Castelul Corvinilor reușește să atragă turiști prin arhitectura impunătoare și legendele sale. Există și, bineînțeles, spații special amenajate pentru turiștii care vin să viziteze castelul, cum ar fi închisoarea sau camera de tortură, unele din principalele atracții ale castelului. Cum este această vizită? Minunată, inedită. E foarte frumos, da, suntem la început. Vreau să descoperim cât mai multe. Foarte interesantă, mi-a plăcut foarte mult castelul și modul cum trăiau acum 5-600 de ani. De-a lungul anilor, la Castelul Corvinilor din Hunedoara, mai multe spații expoziționale au fost deschise publicului pentru a fi vizitate. La ora actuală, 35 de încăperi sunt introduse în circuitul turistic al edificiului istoric. Printre ultimele atracții ale castelului deschise publicului vizitatori este galeria turnului nou de poartă, veche din secolul al XIX-lea. De aici, fiecare turist poate vedea curtea exterioară a castelului, dar și împrejurimile. În anul 2015, Castelul Corvinilor a fost destinația de vacanță aleasă de peste 300.000 de turiști. Numărul vizitatorilor ar putea crește semnificativ în viitor. Municipalitatea a început demersurile pentru obținerea finanțării unor proiecte pe fonduri europene, în valoare de 5 milioane de euro, prin care Castelul Corvinilor va fi restaurat. Atât pentru astăzi, eu sunt Sergiu Voicu și vă aștept și mâine, de la aceeași oră, la un nou jurnal economic. Seara bună! Bucură-te de vacanță și nu transforma farmacia în obiectiv turistic. Pentru arsuri sau dureri de stomac cauzate de hiperaciditate, ia cu tine și în vacanță Dicarvocal. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Am știut de la început că o să fie mai mult decât o afacere. Pentru că de la început ne-am gândit la oameni și la cum ne inspiră ei. La ce emoții ai când faci ceva pentru prima oară, dar și ce satisfacție ai după. Mai știi nerăbdarea cu care aștepți să se întâmple ceva, orice. Dar tot ești luat prin surprindere când în sfârșit se întâmplă? Credem că nimic nu e mai proaspăt ca o prima oară. Alte feluri de proaspăt vă oferim noi la raft. Kaufland. Trăiește fresh. Cumpără orice Skol, înscrie numărul și data bonului fiscal prin SMS sau online și poți câștiga o vacanță pentru două persoane la Rio, unde iarna chiar e ca vara. Gelul de duș Dove Men Plus Care oferă hidratare optimă prin tehnologia Micro Moisture pentru o piele mai sănătoasă și mai puternică, indiferent de provocări. Îngrijire pentru un plus de putere. Călătorește cu Senior Voyage. Cristian Turți a pregătit pachete turistice complete și accesibile. Ofertă specială Sicilia de la doar 295 de euro. Rezerva acum, sună la 0219247. Așa ferestră mi-aș dori și eu. Da. Cred că în casă e și mai și. Ia, hai. De la administrație. Ștergem casele de praf. Adică pe din afară. Ah, frumos. Păi, la cât ați investit e păcat. Să știți că a costat puțin, foarte puțin. Pot să fac și o poză? Pentru administrație? Leroy Merlin, prețul uimitoare pentru o casă primitoare. Intră în ritmul sportului la MOL. Alimentează în benzinăriile MOL, adună etichetele promoționale și cumpără produse Arena la un preț special. Mai multe detalii pe molromania.ro și în benzinăriile MOL. Scapă de aglomerația din supermarket. Primești acasă tot ce folosești în casă. Cosmetice, produse de îngrijire a copiilor, detergenți și produse pentru casă, mâncare pentru animale de companie și multe altele. Ai grijă de familie, nu de cumpărături. EMAG. Online va fi mereu simplu.
Ce ciudat! Felix? Istețul Felix! Ar face orice pentru noul Felix fantastic! Bucățele cărnoase în aspic apetisant! Surprinzător de delicioase! Pisicile istețe primesc Felix! Și acum, noul Felix Party Mix! E timpul pentru răsfăț, Felix? Cu trei arome irezistibile în fiecare pachet! E răsfăț triplu! Când un copil apare pe lume, grijile cresc. Cum îl protejăm cel mai bine? În primul rând, trebuie să începem cu un spațiu curat, fără microbi, ca cel din maternitate. Pereții, de exemplu, trebuie să fie perfect igienizați cu un produs garantat. Köber, certificat plus cu ion de argint. Köber, vopsim împreună, de 25 de ani. Atunci când durerea te copleșește, fiecare mișcare este o adevărată provocare. Tot ce-ți dorești este să scapi rapid de durere. Paduden Rapid! Ibuprofen lizinat cu disociere și absorpție rapidă îndepărtează cu pași repezi durerile de cap, de dinți și durerile menstruale. Paduden Rapid! Soluția eficientă în fața căreia durerea cedează rapid. Padurere! Paduden Rapid! Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Alături de tine când nu te simți bine, cu dulci de smierdări ce durerea ți-alină. Mami, cu tine aici orice-ar fi, ca tu să crești, tu să străluci. Acestea sunt câteva dintre lucrurile pe care le faci pentru cel mic. Iar Nestlé a dezvoltat NAN3 cu OptiPro, proteine optimizate pentru creșterea armonioasă a copilului tău. Nestlé, începe sănătos, crește sănătos. Totul a început pe sentimente.ro. De 15 ani, întâlniri, relații și căsătorii. Spune adio varicelor superficiale. Încearcă acum Remescar, demonstrat clinic că tratează și previne varicele superficiale. Rezultate instant cu până la 51% îmbunătățire. Dacă nu ești mulțumit de rezultate, Remescar îți dă banii înapoi. Disponibil doar în farmaciile sensibile. Acum vreo 10 ani am deschis pensiunea asta. Aici, în casa bunicilor. La început a fost greu. Trebuie să alegi. N-ai cum să le faci singur pe toate. Alo, Provident? Aș dori un împrumut. Dar uite că noi am reușit. Și acum turiștii au parte de cei mai buni. Ateliere, trasee de biciclete. De site se ocupă soția. Domnul, avem grup. De grup se ocupă soțul. Alege împrumutul care te lasă să alegi. Sume între 500 și 10.000 de lei. Rate săptămânale sau lunare. Sună la 021-275-7575 sau trimite SMS la 1805 și te sunăm noi. La aniversarea Practicăr de 14 ani te așteptăm cu super oferte de excepție. Plafonieră din sticlă, model floare la doar 5,79 lei. Acum poți cumpăra și online. Intră pe www.practicăr.ro. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Bun venit la Starea Zilei. La întrecerile sportive mari, campionate mondiale, olimpiade, se observă cel mai bine cât de labili suntem. Ana Maria Brânza asta, de când s-a măritat, parcă are și fundul ăla mai mare, nu mai e bună de nimic, domne. O rușine, oameni buni, o rușine. Iar a doua zi după aur. Ce bună e Ana Maria Brânza asta, senzațională, bravo fetelor, suntem mândri de voi, vă iubim. Și statul nu le-a ajutat cu nimic, țară de rahat, pur și simplu nu le merităm pe fetele astea minunate. După care vine asta. Cum? Medaliatele cu aur primesc câte 70.000 de euro și o mașină? În timp ce medicii noștri mor de foame? Rușine, bă, rușine! Avem profesori care n-au ce pune pe masă și voi dați 70.000 de euro pentru unele care se împun cu bățul? Doamne, ce țară de cretini! Sau, am luat doar o jumătate de medalie la olimpiada asta, pentru că nu se investește în sport, domne. Asta e adevărata problemă, ce să ne mai ascundem după deget? Iar de partea cealaltă, cum? Se fac baze sportive? Centre de excelență? Noi n-avem spitale, domne, se bat oamenii cu gândacii pe o aspirină, mor cu zile prin șanțuri și ăștia fac baze sportive. La fel, exact la fel facem și cu oamenii politici. Cădem în limbă după câte unul ca adolescentele când le face cu ochiul un golan. Mamă, dacă nu mă las să-l iau pe ăsta, eu beau verde de Paris, mă arunc de la balcon. Sărim pe ăla, îl lingem pe față ca labradorii când le vine stăpânul acasă. Îl privim ca vitele cu ochii umezi. Și peste o lună după alegeri ne uităm la același om și spunem:
Doamne, Doamne, ce-a fost în capul meu? Cum am putut să fiu atât de imbecil? Zi-mă ceva, spune ceva, că de-aia te-am votat, de-aia te-am iubit ca pe ochii din cap. Zi ceva, orice clipește, arată-mi că ești viu. De-aia zic, nu credeți că problema cumva e mai mult la noi decât la ei? Vă aștept la Starea Nației.